și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre 10 parfumuri de început de toamnă pe care de-abia aștept să le port, dar toamna a venit doar în calendar, putem să purtăm și parfumuri citrice și parfumuri fresh, pentru că, să fim serioși, tot vara este, dar oricum s-a schimbat aerul. Se simte că vine toamna și cu siguranță o să se simtă din ce în ce mai bine. Vreau să vorbim despre 10 parfumuri, însă țineți cont că sunt doar 10 pe care eu le-am selectat dintre cele 300 de parfumuri, să zic așa. Mi-am făcut curățenie în dulap, partea asta a rămas nearanjată, a rămas așa cum ați văzut-o și până acum. O să mai fac și pe aici niște modificări, dar mai sunt parfumuri pe care o să le port. Chiar dacă de-abia aștept să port toate nebuniile pe care le am în colecție, sunt înnebunită și eu după parfumurile astea de toamnă-iarnă. Și mi-am pus în dulapul cu parfumuri tot ce este de toamnă-iarnă, toate parfumurile dulci, am mai păstrat și florale dulci, mă rog. O să vedeți în parfumurile săptămânii ce parfumuri port. Însă eu astăzi vreau să vin cu 10 parfumuri pe care le văd foarte potrivite la început de toamnă, pentru că nu sunt nici foarte dulci, nu sunt intoxicante, adică se poate și mai bine și încă nu am scos artileria grea, vă spun. Dar vreau să vorbim puțin despre ele. Desigur că eu o să mai port și alte parfumuri pentru că am o grămadă, de-abia am selectat 10 și cred că cu un spray de corp sunt 11. Așa că haide să începem și vreau să încep cu cel mai dulce, cred, dintre cele despre care vorbim astăzi. Este vorba despre Juliette Hezegan și este un parfum pe care l-am cumpărat vara, așa că nu am apucat să-l port și o să-l port în această toamnă, iarnă, pentru că totuși este un parfum dulce. Este un parfum dulce, vanilat, pudrat, dens și în același timp se simte și fructat. Este o amestecătură de fructe roșii, vanilie, este un parfum cald, e un parfum dulce și frumos și cred că acesta este preferatul meu de la Juliette Hezegan, pentru că este dulce. Desigur, mie îmi plac foarte mult parfumurile dulci. O să detaliem când o să le port mai mult, pentru că sunt parfumuri pe care nu le-am mai purtat de mult și, sincer să fiu, am cam uitat cum sunt. Un alt parfum pe care vreau eu să îl port în această toamnă și mi se pare un parfum super, super cozy, este Jo Malone Dark Amber and Ginger Lily. Avem un santal foarte frumos și cremos în parfumul acesta, este super cozy. Este lejer, este un parfum de zi cu zi, este un parfum care poate deveni parfum semnătură. Nu am apucat să-l port foarte mult. Uite, de exemplu, Adults de la Kilian. Este și el un parfum cu un lemn de santal, dar acolo avem și o smochină, un nectar de smochine și este mai cremos, este mult mai cremos Adults și pe el îl văd foarte potrivit pentru toamnă și multe dintre parfumurile pe care eu le-am purtat vara. Dar acesta este mai liniar, aș putea să spun, nu este atât de cremos, dar este un parfum cozy care miroase a toamnă. Da. Nu este foarte bogat. E un parfum simplu, știți că parfumurile de la Jo Malone nu sunt cele mai sofisticate. Sunt foarte naturale, foarte purtabile, de zi cu zi. Îmi place acesta. Am inclus aici Flower Bomb pentru că este un parfum cu multe flori, cu patchouli, cu vanilie. Are un iz bombonincios și vreau să-l port în această toamnă. Mi se pare așa foarte potrivit când nu este foarte, foarte frig, dar nici prea cald, pentru că este un parfum dulce. Și acum mi se pare cea mai bună perioadă în a-l purta. L-am adus aici să vi-l arăt și vouă, pentru că mi-am tot amintit de el, că l-am purtat destul de puțin și mi l-am dorit tare mult în colecție. Acum nu mi se pare, nu mi se mai pare atât de special și deosebit cum mi s-a părut la un moment dat. Dar oricum este un parfum care mie îmi place foarte mult.
Este o bombonică și îmi place mult și sticluța. Și un parfum despre care se vorbește destul de puțin, dar mie mi se pare superbisim. Este minunat parfumul acesta, îl ador. Este un parfum pe care poți să-l porți oricând, tot anul. Dar mă duce cu gândul la toamnă și iarna poate fi purtat, dar desigur că atunci purtăm greutăți. Are un lemn foarte plăcut în bază. Deci este 2 în 1. Avem o deschidere foarte fructată și proaspătă, foarte, foarte plăcută, iar în bază avem o parte lemnoasă, cremoasă și catifelată, care pe mine mă nebunește. Îmi place foarte mult parfumul acesta și vă recomand să îl încercați în magazine. Și să știți că pe mine persistă destul de bine. Foarte puțină lume vorbește despre el, dar mie mi se pare unic, pentru că eu aroma asta nu am mai simțit-o în alte parfumuri. Și o să îl port. Un alt parfum pe care eu vi-l recomand cu tot dragul este Poison Girl, Eau de Toilette. Eau de Toilette. Am și apa de parfum, dar apa de parfum nu are această deschidere care mie îmi place foarte mult în acesta. Aș putea să spun că dacă mă pune să aleg între apa de toaletă și apa de parfum, aș alege apa de toaletă datorită acestei deschideri, care miroase ca o tartă de citrice sau cu citrice, cu portocală, cu coajă de portocală, cu lămâie, și în același timp este o aromă prăjituroasă. Avem portocală, avem portocală amăruie, deci este un parfum minunat acesta. Este și dulce totodată, dar are deschiderea aceea citrică, dulce, prăjituroasă. Și avem o bază de vanilie, caramel, tonka, este un parfum dulce, este cald, este plăcut și deosebit. Și îmi place și apa de parfum, o să o port mai târziu când se mai răcorește afară. Momentan o să port acest Eau de Toilette pentru că este minunat și pentru că îmi place foarte, foarte mult deschiderea asta prăjituroasă. Este foarte, foarte frumos parfumul acesta. Apoi vreau să port așa ceva. Cei Rosa 71 sau Cei Rosa, Sol de Janeiro, Cei Rosa 71. Anul trecut eram înnebunită după 62. Îl am și pe el pe aici, pe undeva, pe lângă mine. Le-am pus la vedere pentru că uit de aceste spray-uri de corp. Pe acesta l-am început deja să-l port seara și fetelor. Anul trecut eram înnebunită după 62 și între cele două alegeam 62, dar am dat din întâmplare peste parfumul acesta și când l-am pulverizat am înnebunit. Acum simt foarte bine nucile, macadamia, am început să caut parfumuri cu macadamia, deci miroase și a biscuiți, așa cum îl percepeam eu anul trecut, dar aroma aceasta nati de nuci m-a înnebunit. Și astăzi am văzut că parfumul acesta, mă rog, vadimistul, este la 70 de lei pe Notino. Deci este redus, doamne, cu miroase. Este dulce, îmi place cel mai mult din ce am testat eu până acum la Sol de Janeiro și vedeți că este vorba despre preferințe și despre cum ni se schimbă percepția asupra parfumurilor pe care le avem deja în colecție. Și știți că eu sunt de părere că trebuie să dăm parfumuri și să luăm altele, să nu le strângem pe toate, ce nu ne place să dăm mai departe, dar oricum mie mi-a plăcut acesta de la început. Dar vedeți că se întâmplă să renunțăm la unele parfumuri și să ni se pună pata fix pe ele și să le vrem înapoi. V-am mai spus eu că putem să le cumpărăm, ce să zic. Asta este. Dar da, nu sunt de acord nici cu a umple casa de parfumuri și eu cam asta fac, curățenie mereu și mai dau din ele și trebuie să mai fac asta și acum.
Zadig Voltaire, This is Her. Minunatul acesta încă este special pentru mine, încă nu am întâlnit ceva la fel de frumos ca el. Aici avem un izlactonic, avem frișcă, avem zahăr vanilat, avem și un iz lemnos, cremos, lemnul acela de santal. Este un parfum superb, foarte potrivit acum pentru că nu mi se pare foarte, foarte dulce. Este foarte aerisit așa și atunci când îl porți, poate că nu îl simți așa pe tine cum ar trebui, dar în jurul tău se creează o bulă albă pudrată de zahăr vanilat și de frișcă și de lapte. E foarte frumos. Desigur că zic că este foarte frumos și vă spun despre toate că îmi plac, pentru că altfel nu le-aș fi adus aici. O să încerc să nu vă mai enervez cu treaba asta. Ce vreau eu să mai port așa de început de toamnă este Allure Eau de Parfum. Avem aici o combinație de vanilie și fructe și citrice. Avem piersică, vanilie, mandarină, iasomie, bergamot, magnolie, avem și multe, multe flori, vetiver. Eu îl văd așa un parfum nu chiar de vară, îl văd foarte potrivit primăvara de vreme, îl văd potrivit și toamna, este foarte citric, dar nu este nici un parfum așa ușurel. E un parfum bogat, elegant, sofisticat, nu este un parfum ușor de vară, în niciun caz, și de aceea mi se pare foarte potrivit să încep să-l port acum. Mi se pare bun de toamnă, foarte bun. Trecem mai departe la un parfum pe care îl văd potrivit toamna și doar toamna, pentru că mie mi se pare că miroase a dovleac, a dovleac copt. Cred că are niște semințe de dovleac, este un parfum pudrat, are iris. Se numește Encore, este de la Theo Cabanel și este foarte frumos. Sticluța aceasta are 30 de ml. O să dau pe acest săculeț. Îmi place mult prezentarea. Momentan nu știu dacă sunt pe la noi parfumuri de la Theo Cabanel, nu aș crede. Da, este un parfum pudrat cu iris. Miroase și a plăcintă de dovleac, da, plăcintă de dovleac. Nu știu cum se face, dar acolo mă duce pe mine cu gândul. Este și dulce, este și floral, este super cozy, este foarte dens, este și cremos. Și să știți că persistă parfumul ăsta o grămadă, deci dacă, nu știu, pe țesături rămâne până le speli, se simte în jur, deci este un parfum minunat și aș mai încerca și altele de la Theo Cabanel, dar mai greuț la noi, că ce să facem. Voiam să vă întreb de parfumul Bake de la Acro, dacă l-ați testat, să-mi spuneți și mie cum vi se pare, cum vi se pare față de Devotion, cum vi se pare față de Lyra și de alte parfumuri din această categorie. Sunt foarte curioasă. Un alt parfum pe care îl văd foarte potrivit acum, mi se pare oricum un parfum versatil, multe dintre aceste parfumuri sunt foarte versatile, dar le văd eu purtate acum și a trebuit să fac o selecție, să nu vin cu toată colecția în clipul acesta, dar îl văd pe Emaras de la Rule Fragrances, un parfum elegant. Mă duce un pic cu gândul la acest Theo Cabanel în zona asta de cum, nu are iris. Aici avem un trandafir bogat, roșu, catifelat. Parfumul acesta mă duce cu gândul la o ieșire la restaurant toamna. Ce bine miroase. Este și dulce, este și pudrat, este și floral. Are cel mai diferit trandafir din ce am testat eu până acum. Aproape că nu poți să-ți dai seama că este un trandafir. Este un parfum bogat, este un parfum sofisticat și te duce cu gândul la roșu, la trandafir bogat, din acela de, ca de catifea roșu.
Deci este un parfum foarte frumos, puteți să-l încercați pe acesta în Delirium, dacă nu mă înșel, și în Obsentum. Și ultimul parfum despre care vorbim noi astăzi este Rosendo Matteo 6. Plăcuța asta de pe el este foarte enervantă pentru că se reflectă în ea și nu pot să vă arăt așa cum trebuie. Rosendo Matteo 6 a intrat în colecția mea când era destul de cald afară. Avem o combinație de iasomie, are o iasomie foarte frumoasă. În deschidere are fructe, are cocos, are niște acorduri verzi, dar deschiderea mă duce un pic cu gândul la trendul acesta cu erba pura, cu chirche și desigur am avut chirche de care am abuzat vara aceasta și care nu mi s-a părut că este greu, este deranjant pentru mine sau pentru cei din jur, să fim serioși. Acesta este ceva mai senzual, este ceva mai dens, este mai lemnos, este un pic spicy, este și dulce. În mijloc avem santal și condimente, iar în bază avem musc, vanilie și ambră. Da, este și un parfum mai cald. Și mi se pare foarte potrivit toamna, iarna, primăvara. Miroase tare, tare bine, tare, tare bine. O să-l port cu mare plăcere pentru că nu am apucat să mă bucur de el și mi l-am dorit tare mult în colecție. Eu am avut două decanturi până să ajungă Rosendo 6 la mine. Cam astea sunt parfumurile despre care voiam să vă povestesc. Am făcut eu o selecție pentru că am foarte multe de care de-abia aștept să mă bucur. Am multe pentru când se mai răcește totuși afară și oricum putem să mai purtăm dintre parfumurile noastre de vară. Multe sunt versatile, mie îmi plac parfumurile versatile pe care pot să le port oricând. Sper că v-a plăcut clipul acesta, eu aștept în comentarii să-mi spuneți și despre alegerile voastre de început de toamnă, dacă v-ați făcut curățenie în dulapul cu parfumuri și aveți de gând să purtați aceleași parfumuri pe care le-ați purtat vara sau o să faceți și voi ca mine să începeți să vă bucurați de parfumurile ceva mai dulci. Nu foarte, foarte dulci. Iubitorii de gurmande de parfumuri dulci știu că noi deja putem să purtăm orice de acum încolo. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal, puteți să veniți în grupul de membri, acolo unde vin și cu discuții parfumate, dar vă ajut să faceți cele mai bune achiziții. Aveți acolo patru tipuri de abonament, cel mai mic este de 4 lei, orice tip de abonament alegeți este același grup. Și dacă nu aveți timp sau chef să comentați sau pur și simplu nu vreți să împărtășiți cu mine alegerile voastre parfumate, vă aștept cu emoticoane să știu că sunteți acolo și mă susțineți. V-am pupat! Pa, pa!